Liderii de la Gorj au făcut lobby pentru premierul Victor Ponta, de teamă să nu rămână fără sprijinul aleșilor din județ. Parlamentarii au fost rugați să rămână în partid. Eu am rugat-o pe doamna Craibani și am spus în BPJ că voi comunica individual și cu ceilalți parlamentari să margem cu toții pe ideea că ar fi păcat să se dea un astfel de semnal de la Gorj, adică să plece vreun parlamentar de la Gorj în condițiile în care această organizație este organizația premierului Victor Ponta. Unii s-au simțit agasați, Vasile Popeangă declarând că a fost criticat de colegii după ce a părăsit ședința. Președintele Florin Cârciumaru nu recunoaște nimic și spune că în BPJ problemele au fost rezolvate. Nu. S-a discutat destul de constructiv, la obiect, la subiect, așa cum este normal să discute într-un birou permanent și lucrurile, părerea mea, că sunt pe făgașul normal. Vasile Popeangă și Scarlatti Riza sunt cei doi deputați care au cerut în repetate rânduri demisia președintelui PSD Gorj Florin Cârciumaru și a președintelui executiv Ion Călinoiu. Și Camelia Craibani împărtășește o parte din ideile aleșilor, însă nu a făcut declarații atât de categorice.